Jocurile Olimpice este o competiție mai mult psihologică. Cine este mai tare psihologic, acela își învinge. M-am convins de asta nu o singură dată. La ediția din Tokyo, sportive, campioane mondiale, campioane olimpice au ieșit și au pierdut. Așa că eu sunt sigură că dacă voi fi tare psihologic, dacă voi reuși să mă motivez destul, eu sunt sigură că voi obține o medalie, indiferent de parcursul ăsta care a fost, că am avut traumă și la coastă și la genunchi, nu cred că este un impediment să obțin o medalie olimpică. Pentru mine a fost un vis care s-a îndeplinit și n-am încetat până în ultimul moment. Plecasem deja la două turnee de calificare și la ultimul am calificat. Toate traumele pe care le-am avut, toate sacrificiile, antrenamentele grele, regimul, restricțiile, asta și mă motivează să obțin o medalie olimpică. Desigur că la fiecare sportiv visul o medalie, însă a mea tot. O sper și voi munci pentru ea. Cel mai important lucru la moment este ținutul traumei. În rest, antrenamentele de curs pe program. Lucrăm într-un cantonament în Italia, în Roma, până pe data de 26. Acolo urmează să ne pregătim alături de lotul din Italia, lotul național din Polonia. Asta ne va ajuta foarte mult, consider eu, în pregătire pentru jocurile olimpice, având în vedere că la noi acasă e greu pentru că nu avem parteneri scoare. Eu cred că ele până acum au demonstrat destul rezultatele mari care le-au dus pentru țara noastră. Dar puține fete poate să se laude cu astfel de rezultate care au dus în Rusia, Irina, Mariana. Deci ele au tot în mână ca să meargă la Paris și să iau în medalie olimpică. Deja totul depinde de ele. Eu le doresc să aibă încredere în forțele lor, în pregătirea care o face. Toate fetele, și Mariana, și Anastasia, și Irina, sunt gata de a obține o medalie la aceste jocuri. Este un oraș frumos, sperăm să înscriem istoria acolo.